Direcția pentru protecția animalelor din cadrul Consiliului Județean Giurgiu a demarat un proiect inedit denumit Căsuța Pisicilor. Astfel, joi 23 decembrie, a fost montată prima căsuță pentru pisicile fără stăpân și fără adăpost din municipiu, urmând ca acest demers să continue. Am demarat proiectul Căsuța Pisicilor. Este prima căsuță pe care o montăm pentru pisicile care nu au stăpân și nici adăpost. Am achiziționat două astfel de căsuțe, deci prima căsuță o punem aici, între biroul nostru și Direcția de Sănătate Publică. La achiziționarea ei au participat colegii din Consiliul Județean, dar și domnii de la angajații de la Direcția de Sănătate Publică. Aici avem aproximativ 5-6 pisicuțe, parte din ele le-am prins și le-am sterilizat. Ideea acestui proiect este simplă. Trebuie să ne bucurăm de prezența animalelor, să ne împrietenim cu ele, astfel încât să le putem prinde și aduce să le sterilizăm. Anul viitor vom avea multe campanii de sterilizări gratuite, am avut și anul acesta, deci cam aceasta este soluția. Odată să ne îngrijim de animalele care nu au stăpân și care suferă, mai ales în această perioadă rece a anului, să ne bucurăm de prezența lor, dar și să le sterilizăm astfel încât să nu mai avem pui aruncați pe domeniul public, că sunt pui de pisică sau pui de câine. Deocamdată avem două căsuțe, prima o montăm aici, a doua o vom scoate la concurs. Vom posta pe pagina noastră de Facebook, Protecția Animalelor CJ Giurgiu. Vom deschide acest concurs. Cine dorește să câștige căsuța, trebuie să comenteze acolo și să arate o fotografie cu pisicuțele de la bloc. La bloc sunt cele mai multe pisici fără stăpân. Comentariul care va primi cele mai multe like-uri sau reacții va fi desemnat câștigător.